CFR Cluj a încheiat miercuri aventura în Liga Campionilor, fiind eliminată de Dinamo Zagreb în urma loviturilor de departajare. Cătălin Golovca ar fi putut aduce calificarea, el fiind cel care a executat cel de-al cincilea penalti al clujenilor, imediat după ce Bălgrădean a apărat a cincea lovitura croaților. Atacantul sucevean a ratat însă, iar seria CFR-ului a continuat cu Deac și Boli. Ultimul a trimis mingea peste poartă și a pus punct aventurii campioanei României în noua ediție din Champions League. Imediat după meci, antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a spus că Golovca putea să-i facă mari pe toți, dar și-a irosit șansa. Dacă Golovca dădea gol, eram mari toți. Golovca a ratat, iar acum suntem nimeni toți. Meritam mai mult, din păcate ceilalți au refuzat să execute și a căzut presiunea pe Golovca, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei cu Dinamo Zagreb. Potrivit Gazetei Sporturilor, Golovca va fi împrumutat de săptămâna viitoare la FC Voluntari.